Știți, e acea perioada lunii. Când trebuie să ducem actele la conta. Salut, două cappuccino, te rog. Sigur, ce mărime vrei? Ai. Azi facem props-uri pentru photobooth. Un mic update, suntem 903 pe canalul de YouTube și dacă nu știți, dacă sunteți dintre cei mai noi, peretele ăla din spate e pus la dispoziție, la dispoziția voastră. Adică ne trimiteți poze și noi le printăm când ajungem la 1000 de abonați și le punem pe peretele ăla. Vă las link-ul ăsta spre video în care am explicat toată treaba asta. Și, încă un update, nu uitați că puteți să contribuiți la vlog cu piesa de fundal. Aveți link și pentru asta în descriere. Pur și simplu să căutați piese despre, nu știu, care v-ar plăcea vouă, dar să fie gratuite de folosit pentru YouTube. Să nu fie copyrighted și așa mai departe. Trebuie să specifice că sunt copyright free piesele. Puteți lăsa link pe linkul din descriere. Și astea o să fie props-urile pe care trebuie să le printăm. Bun. Hai să punem niște hârtie să facem un test întâi de nozzle, ca de obicei. E tot în regulă aici. Și ca să fim mai rezistente în timp, o să le dublăm și pe lângă asta o să punem și niște carton dublu adeziv, tot deșeuri din astea. Pentru că, hei, de ce nu? Le folosim. Bun, astea sunt singurele care sunt mai tricky, care trebuie decupate. O să pun întâi hârtia, să dublez, mă rog, cartonul dublu adeziv. O să le lipim așa fain frumos câteva fâșii pe spate. Ceva de genul ăsta, că invers un cap. După aia o să le dublăm, o să mai punem încă una pe spate. Acum trebuie puse la presă, așa că dă-te rog frumos drumul la băzitor, te rog, ia. Vrum, vrum, vrum. Bun, și acum poți opri că ajunge presiunea. Da, bun, și acum o să le las puțin la marinat, la presat. Și după aia o să le tai frumos pe fiecare în parte. Et voilà. Până una alta, aici avem o legitimație de jurnalist, bineînțeles că nu o să vă arăt. Trebuie să fac și pe asta să fie mai interesantă, mai groasă. Și n-am vrut să o dublez, că ar fi prea mult, așa că doar o să o laminez și după aia ciop-ciop o să o tai la dimensiune și o să fie ok. Așa că să scot laminatorul, care e acolo. Și să aștept să se încălzească. Și am pus-o într-un plic din ăsta de laminare. Adică e niște, e o folie dublă în care bagi hârtia și după aia treci prin aparatul ăsta și se lipește plasticul efectiv de hârtie. Și așa se laminează documente sau whatever. Și laminatorul e la temperatura setată de 140 de grade. Și o să-l pun ăsta la laminat. Și gata. Așa arată o hârtie laminată. Bun, și acum să tai surplusul ăsta de jur împrejur și să rămână doar legitimația în sine, care e atâta. Și gata. Cam atât. Mai stau un pic până se presează props-urile alea din presă și după aia o să le chop 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 și pe alea. Și au stat cam destul. Deci arată foarte fain și nici e groase. Deci nice. De bun, acum să le tai fain frumos, chop chop chop. Și gata, le pot livra. Și gata. Și cam așa arată astea. Astea sunt cele pătrate. Alealte rotunde vi le-am arătat. Și astea sunt alea, astea sunt alea dreptunghiulare, care arată așa ceva. Și sunt foarte nice. Nu știu exact unde o să ajungă, dar dacă le vedeți în ceva poze, o să știți că au fost făcute aici.